ascultat cu atât mai mult în seara asta, când pentru prima dată într-o stațiune montană, public îmbrăcat în schi și e ceea ce mi-am dorit cel mai mult. Aveam festivaluri foarte multe de vară, dar n-aveam niciunul de iarnă. Și nu, ăla. Nu e mai rău pentru mine, adică a fost ok. Iar mi-a fost frig acum și nici n-am avut, adică m-am îmbrăcat și eu adevărat. Ia, uite ce ținută frumoasă are. Da, o ținută de munte. Îi fac snowboarding, da. Și ai avut timp? Ai avut timp acum? N-am avut timp. M-am concentrat pe job-ul meu, pe muzică, pe scenă. Am avut să amuncec toată ziua și n-am venit pregătită cu echipamentul de data asta. Tu acum, uite, după ce scap de interviu cu noi, te duci și tu la distracție. Orice artist în afară de mine. Orice muzică în afară de muzica mea. Pentru că am scăpat, e, totuși muzica este jobul meu și când ascult de foarte multe ori piesele mele simt nevoia să ies de acolo și să mă relaxez. Nu știu ce artist e acum. Cred că tocmai ce am ratat ca de Bostanit, which I really love, dar pentru interviuri cu voi ce nu fac eu. Da. Mulțumim să știi că nu te mai rețin. Îți mulțumesc frumos pentru interviu. Așa. Enjoy distracția. Vreau să știu dacă ai timp să mă distrez atât cât îmi doresc. Am timp să mă distrez atât cât îmi doresc de mult, pentru că am reușit să ajung acolo unde îmi permit să fac chestii, îmi permit să mă bucur de tot ceea ce înseamnă viața mea pe lângă carieră și cred că abia acum trăiesc la maxim balanța asta între ele două. E cel mai tare.